Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Samp, astăzi alături de Albert. Salut! Băi, Albert, băi, ce facem astăzi? Vino aici, pentru că am nevoie de tine. Gata, șef. Bagă un G. Eu bag aici un first person. Prindem farurile frumos. Avem și mai multe. Da, avem și first person, pe da. Ce mă pic era fără first person? Ce facem? Să mă uit frumos la tine un pic. Așa, bam, bam. Și cum mergem să-mi iau și eu Infernos? O să... Vrei să conduci tu asta înapoi sau vrei să da. Mergem direct la Infernos? Nu, conduc asta dau și tu. Ok. Că tu vreau să conduc un premier de ceva vreme. Nu, stai așa. Stai că trebuie să mă mut eu ca să poți să deschizi tu mașina. Nu, vreau să o blochez pe asta. Ah, ok. Ca să nu cumva să o fure cineva. Și iau și Infernos-ul. Vrăm. Și mergem spre noua casă. Pare rău, bă, că mi-am pierdut casa, sincer. Chiar îmi plăcea casa aia, mă jur. Gen, băgați-mi și banii în ea, să-i cumpăr obiecte și toate chestiile. Da, îmi dau seama că era. Ai ajuns? Acum am ajuns. Ce erau tipii aia? Că aș vrea să te dai jos ca să îi dau tău să știu unde o parchezi, știi? Să nu o parchezi la pe stradă. Ok. Da, închei. Premier. Top. Frumos. Hai că am pus-o relativ unde da. Trebuie. Dai ce ai făcut, bă? Ai dat mașina mea sălbaticule ce ești. Da, sunt... I'm a savage. Bă, ce urât din partea ta. Da, acum știu să parchez. Da, nu mă miră. E bine. Băi, hai să mergem să facem un job ceva frumos. Da, adevărat. Eram în SF, la Woodcutter sau cum dracu. Da, știi? Acolo. Vrei să facem asta? Da, hai să facem asta. Let's do it, boy. Dau și-o pe first person, să vezi ce mă distrug până acolo, să trebuie să... Mamă, deci eu trebuie să stau pe lângă tine. Aolo! Să te distrugi până acolo, te-ai distrus deja. Da. What the fuck? Nu, cam aici. Măcar atâta, știi? Trebuie să dau înapoi și intru și aici, că... Aolo! First person în vieții. E greu. Da, observ, chiar e greu, e surprinzător de greu. La 5 parcă e mai ușor. De fapt, nu neapărat, cred că e aceeași chestie. Da, ce cam tot felul de am chestii pe aici, pe bord. Da. Nu, cred că nu știu ce fac așa. Nu mai așteptam să faci chestia asta. Bă, sincer, nici eu. Nici tu? Hai mă, că-i dau pe normal, că vreau să iau de deja e distrus în mașina, măcar să ajung și eu întreg acolo. Oricum te luam. Bine, acum că o să... OOO! Iar mai știi că am căzut cu mașina aici în apă? Da. Ca o nevastă frumoasă care să mă iubească... Ce are mare casă și mașină. Deci sunt... Că acum îmi dau seama că eu sunt obosit, pentru că vedeam blurat și nu puteam să-mi dau să citesc. The fuck? Da. Nu se simte, dar e acolo oboseala. Aparent. Te văd aici. Bine, miliția. Bine, era poliția, dar... Fii și noi mai comuniști așa. Ok, am dat bine, fii atent, fii și noi, bom. Hai că și eu am salvat mașina, că mă răsturnam. Stai că e în flăcări. Gino! Hai că vine fratele acum. Stai așa. Gata, am deschis. Ia uite-l pe Wanted. Mi-am luat și licențele. Am fost inspirat, să știu, chiar am fost inspirat. Cu ce? Să stau pe lângă tine. Să te recuperezi de aici. Da, îți dai seama, până ajungeam acolo, era gen, făceam întreagă serie de Samp. Da, adevărat, să știi.
Vând sau schimb Yosemite. Ia uite, poate îl dă la un preț bun. Că tot ziceam eu în episodul trecut că m-ar interesa ceva nou. Da, dar n-ai zis că gen are contract prost și chestii? Ba da, dai frumoasă mașina. Ba da, asta da, e interesant, nu pot spune, nu. Eu le-am propus o stradă pe Bezon înainte să bagi chestia asta, să poți ține mai multe mașini. Aoleu, stai, uite ce, eu am car checker. Good job, așa. Le-am propus să bagi chestia asta, să poți să ai mai multe mașini spawnate, știi? Băi, fii atent, vezi că am pus da? Flint County, am pus. Să fie Flint diferit. County, okay. Pardon, da, hai. Așa, scuze că te-am întrebat. Să poți să ai mai multe mașini spawnate, două sau mai multe pe server. Că nu, că n-are rău să facem asta, că nu știe și după au făcut ei. Și eram gen, serios? Serios, really, nigger? Gen, dă-te-i și mie acolo ce era atât de greu, că n-a mea. Bine, bănuiesc că nu am fost primul care a venit cu ideea asta, da? Da, dar probabil n-au ascultat atunci, au zis, bă, n-are sens și după aia s-au gândit, bă, poate are sens și... Na. Ce să zic, așa da. Au fi fost să fie. Bă, dar noi erau știu unde mergem. Era o perioadă în care eram șoc pe forum. Ia stai așa, stai să... Ai tu GPS-ul? Vrum. Pare rău că nu țin multe moduri de mașini și că dă-ți jocul crezi și nu e nu-i jucabil. Da, că ar fi fost super frumos să poți să ai mai multe moduri așa, de mașini, chiar da, ar fi fost șmecher. De așa trebuie să joci cu 3, 4, 5 și aia e, te mulțumesc pe asta. Și e destul de căcat. Da, nu e tocmai cea mai plăcută experiență, dar... Că adică dacă tot îl modezi, modează-l, dați-l până la capăt, de la morții de joc, ca fie frumox. Da, e pe principiu ca Skyrim, modează-l până în The Crash, știi? Da. La Skyrim poți să dai 1000 de moduri, la asta nu poți să dai 50. Da, cred că da, asta e problema cu Sam. Am văzut mod la Skyrim, da, și asta. Și Skyrim a fost făcut să fie modat. Ți-am zis că eu fac seria cu Skyrim Legendary, nu e Legendary, Special Edition. Da, varianta aia nouă, remasterizată, nu? Da. Și bine, l-am primit gratis, că am Legendary Edition, știi? Mm-hmm. Which is nice. Adică e o chestie mișto că au făcut asta. Chiar se vede mișto în unele locuri. În unele locuri se vede mișto peste tot, dar mai bine decât normal. Și cred că sunt și mai multe FPS-uri, sincer. Păi da, cred că l-am optimizat mai bine, că știu că Skyrim când a apărut prima dată nu era tocmai cel mai bine optimizat joc din lume. Ba chiar de împotrivă era. Poate. Destul de slăbuț optimizat. Eu l-am luat de pe torrent, dar atunci eram în perioada în care încă piratam jocuri. Ca să fiu sincer și... A fost primul RPG pe care l-am terminat. Chiar l-am terminat. Bine, m-am dus direct pe story, știi? Adică n-am stat de side quest-uri și de-astea. A, da, știu. Că dacă ar fi să iei side quest-urile, mamă, păi la misiuni și... Păi eu le iau acum chiar le fac. Chestii de explorat în draci. Faci asta, explorezi, dar off-camera, știi? Ah. Nu știu dacă. Bine, am mai și curățat niște dungeon-uri de alea nebune, în niște cave-uri, niște... Dar și ce ar fi mișto să se repună dungeon-urile? Chiar ar fi tare. Nu neapărat, nu știu, nu. Păi, la un moment dat o să le termin. Sunt făcute, bă, sunt destul de multe, deci Skyrim-ul, sincer, m-am uitat să văd la review-uri, mă uitam la ăștia care au multe ore, să văd cine are toate achievement-urile făcute și gen... Am văzut persoane cu 2000 de ore care n-aveau toate achievement-urile. Skyrim-ul e de jucat. Da, e de jucat Skyrim-ul. Și locațiile nu le vezi pe mapă, adică dacă nu explorezi, nu descoperi multe locuri. Știu, am văzut. Dar harta mi se pare foarte tare, că gen poți să dai fast travel relativ repejor. Da. A fost primul joc care avea o hartă așa super mare din ultima generație de jocuri. Băi, chiar aș vrea să facă un Skyrim, un The Elder Scrolls nou. Chiar aștept chestia asta. Bă, sau să bag un Fallout 4.
Fallout 4 tot, așa că e un Skyrim cu arme noi, adică... Da, e un Skyrim într-o altă era, știi? Cu arme noi, da, într-o altă era, da, m-am exprimat greșit, am zis o băsălă. Da, între timp mai e și cum e ce Skyrim ăla, în fine nu e Skyrim, auzi la mine, dar Elder Scrolls da, online. Da, da, da. Da, da, nu e chestia aia, nu e aceeași. Oh, bă, dar nu urcă chestia asta. Nu, mai că o iau pe aici, pe celălalt. Oh, nu spune că mă dai iar peste cap. Oh, bă, eu gen niciodată nu pot să termin o cursă de-asta, am zis. Jură de că te-ai răsturnat. Nu, no, m-am răsturnat, dar gen, m-am redresat pentru un final. Ah, ok, păi stai așa că să ajung și eu, că da, nici nu știu pe unde te-ai dat. Te aștept chiar pe drum. Ah, pe drum, ai perfect. Sunt pe șosea pe aici, pe cate. Hai că vine fratele tău acum. O să dureze puțin, dar vin. Da, e ok, așteptăm. Aia ar fi fost o chestie niște. Oricum, acum sunt mulțumit cu ăsta. Am pus The Witcher-ul pe pauză. M-a făcut să pun The Witcher 3 pe pauză. Oricât de niște ar fi The Witcher 3 și astea, Skyrim a fost primul RPG care mi-a plăcut și nu pot să... Nu da. Pot să-l refuz, nu pot. E acolo la inimă. Da, prima dragoste. RPG, opa. Opa, opa. Și na. Bă, știi ce mi-ar fi plăcut să văd? Un Fallout online. Ar fi fost tare. Bă, cred că da. Cred că vor face și asta la un moment dat. Sunt mai mult ca sigur. Pentru că potențial e, știi? Adică e genul de joc care ar putea fi jucat online. Da. Da, uite, cu The Elder Scrolls Online n-au avut așa mare succes, gen toată lumea era foarte hyped, foarte wow, toată lumea de bași, wow, păi, a fost nașpa că l-au făcut cu abonament. Da, păi da, aia a fost grișa lor, că l-au făcut cu abonament și nu l-au făcut să-l cumperi și aia. Acum e, știi, îl cumperi odată și îți rămâne mereu, dar... Da, păi... Dar tot, a început prost și adică a început cum nu trebuia să înceapă. Da, să știi cum e, startul contează mult. Da, contează foarte mult. Analiza ceva online. Da, asta e, asta a fost greșeala lor mare. Că nu poți să te bați cu World of Warcraft. Da, da. Nu poți, adică orice ai face, da, n-ai cum să te bați cu jocul ăla. Ba da, poți să te bați, dar trebuie să fii ceva. Adică mi-aduc aminte de multe când a apărut League of Legends, că ziceau unele persoane că o să fie cel mai jucat joc din lume, că e wow, că e căcat și lumea, cum mă, n-ai cum să bați WoW-ul, ce-i frate, ai nebunit? Da, dar uite, gen, în clasa WoW-ul, lui, da, zic, adică... Ori jucate la astea, la ce vrei tu. Și League of Legends a distrus WoW-ul, gen, la playtime. Da, dar e alt gen de joc, e gratuit. Adică. Da, e alt gen de joc, da, da, da. Sunt... Bine, e gratuit, dar în același timp nu e gratuit. Mai vrei să facem o cursă? Băi, cred că da. Mai avem timp de o cursă? Da. Panopticon ăsta. Hai acolo. 15. Așa. Da, mă, dar uite. Eu am primit 10 gold pentru că am deblocat un achievement. Am deblocat 3 achievement-uri și am primit 30 de gold și 3K. Nice. Nice. Nu, uite, hai, am primit că... aici un bonus pentru că n-am avariat vehiculul. Da? Da, vorbesc serios. Nice. Ai răbdare să vin cu tine. Că nu știu drum. Păi nici eu nu am pus GPS, dar știu să ajung acolo. Ah, ok. În cazul ăsta, tot trebuie să mă aștepți. Da. Aceeași chestie. Da. Bă, și aș mai vrea să văd... Știu că au făcut un San Andreas remaster, dar aș vrea să văd un GTA 5 MP, gen, o versiune de SAMP pentru GTA 5. Am zis că lucrează cineva la asta și sunt într-un grup de Steam ca să fiu gen la curent cu treaba. Da. Da, nu știu, GTA 5 un joc care e greoi, adică ai observat, încarcă greu. Da. Nu prea e genul. Bă, chestia știi care e că eu nu înțeleg pe ăștia la Rockstar, pentru că ei știu, sunt sigur că ei știu că Sampo a avut succes și că Sampo încă are succes, adică tot are. Dacă mă uit acum la clientul de SAM, sunt 40 ceva de mii de oameni online, știi? Și nu e... Bă, da, nu e chiar un număr mic. Da, nu e un 40 număr de mic. 40.000 de oameni online, gen, simultan, în momentul de față, că așa cred că sunt 100.000 de player pe zi. Și 100.000 de player e ceva, ținând cont că e un joc vechi de foarte mult timp. Băi, cred că sunt mai mult de 100.000, sincer. Unici vorbesc. Bă, da, se poate, băi, asta zic. Și vezi?
Și asta zic, că nu înțeleg de ce nu fac și dacă nu se facă online la GTA așa, de ce să nu facă un mod? Pentru că tot lor le aduce bani, ar putea să meargă pe aceeași chestie, cont premium, gen, nu știu, să băi, facă eu, modul și după eu aia... cred că ei or să facă un GTA Online ăsta, o să devină un joc de sine stătător la un moment dat. Cu expansiuni ca World of Warcraft. Nu băi, cred că o să îmi place o chestie mișto e că DLC-urile sunt gratis. Da, deocamdată sunt gratis. La GTA 5 online, știi? Sunt gratis. Da. Adică nu e ca ei cumperi jumate de joc și pentru cealaltă plătești. Da, știi, adică măcar au benzină. Dar probabil în viitor... Cum te angajezi la ei? Cum? Gen, te duci cu... Gen, CV-ul tot să aibă două pagini, duci doar o pagină și zici că trebuie să plătească $10 pentru cealaltă parte din CV. Vai. Zice, you're hired. E adevărat și amuzant în același timp. Da, nu, chiar gen am făcut, mie mi s-a părut că gen s-au pișat pe tot cu Battlefront-ul ăla, pentru că arăta foarte mișto jocul și grafic și la la la, dar ce faci cu câteva mape, dai, uite, ești din România și nu o duci extrem de bine cu banii și la, sau ești de oriunde și nu o duci bine cu banii, sau nu ești genul care să arunce banii pe un căcat și gen, jocul arată el bine și asta, dar nu, degeaba arată bine dacă nu... Merită să-l cumperi, știi, dai 60 de euro pe o grafică mișto, un gameplay decent și 6 mape, adică căcat, nu. Da. Da, asta nu-mi place nici mie, că sunt mult prea multe DLC-uri cu chestii care trebuiau să fie în joc. Adică, da, hai să zicem că dacă adăugau ceva la care s-a muncit mult, mai zic, dar sunt niște hărți, nimic mai mult. Sau, în fine, după ce știu eu, nu-i nimic mai mult de atât. Poate greșesc, da, deși... Uite cum au făcut și ăștia la Activision cu nou Modern Warfare Remastered, tot o prostie. Da, așteptăm și pe mine, by the way. Da, stai că te aștept aici jos, că eu încerc să nu mă restor. Da, să știi că nici mie nu-mi place cum au făcut, mi se pare la fel. Ba nu, arată altfel, dar am înțeles că e buguit, e vai de marți lui, plus că nu ai toate mapele pe care le avea gen Call of Duty 4, venea... cu 13 mape, ceva de genul, număr de acolo. Da, și asta vine și cu după aia au venit două DLC-uri gratuite cu încă nu știu câte mape. Și ei acum nu au dat nici măcar mapele, deci gratis, nu au dat nici măcar mapele care erau normal, da, din jocul normal. Da, și da. Asta e o chestie de tare. Și nici nu l-au făcut bine, două căcaturi. Și da, competitiv știu, Call of Duty 4 era... Era big deal, știi? Da, dar uite, acum e Counter-Strike-ul și nu prea mai are loc. Am observat... Da, dacă la ce ăștia, ce playeri aveau, ce fanbase aveau la Call of Duty 4 și acum se mai joacă lumea Call of Duty 4. Da, știu că și... mai jucam și eu. Dar fii atent aici, în... Dar și putut să bagi, știi, cu skin-uri, cu de-astea și, să facă, și să-l facă mișto gen asta. Conta să-l facă fără pe extrem de multe bucuri și așa mai. Și puteau să fie acolo undeva, știi? Băi, bug-uri n-are, din dar fii atent aici. Cum e Smite-ul și ce și Smite-ul și LOL-ul, știi? Că și Smite-ul există și face bani și lumea da, îl joacă. Da, dar fii atent aici. În Asia deja există un Call of Duty online. Nu știu dacă știi de el. Nu. E gen un Call of Duty gratuit. Da? Da, dai un search pe Google. E chiar interesant, știi, și e gratuit și cumperi la fel, arme cu skin-uri, grenade și chestii de genul ăsta, adică consumabile, dar să facem. Bă, dacă ții doar skin-uri cum era CSGO, adică nimic, de atâta timp cât cumperi chestii care îți oferă un avantaj real, e ok. Nu prea e așa, acolo cumperi arme. Da, adică gen nu, chiar gen, cumperi. Da, pay to win. Ia uite, Rookie Lumberjack am primit. Ia uzi, ești nebun la cap? Eu n-am mai primit nimic acum din... N-ai mai primit? Am $15 hot dog, ce să reci, doamne. Da, cred că e din cauza că e la job, dar e foarte scump. Da. Da, băi, Albert, bă. O să vorbim mai încolo sau cu altă ocazie despre toate jocurile astea, știi, mai în detaliu, da. Așa. Da, dar
Între timp, oricum, trebuie să lăudăm Ubisoft-ul că dau jocuri gratuite, sărbătoresc Da, 30 de ani de Ubisoft, ci chiar dau jocuri mișto gratuite, adică nu pot să spui da, că nu acum sunt e Far Cry, cum se numește, Far Cry Blood, 3 ceva, Blood Blood Dragon. Dragon. Da, e Caterinca jocul, chiar e mișto. E Sper așa. să dea Soul Park-ul în ultima lună. Nu sunt mare fan, dar da, hai să Bă, zicem. mie îmi place maxim jocul ăla, chiar vreau să-l joc. În fine, continuăm în alt episod. Exact. Păi, dragi prieteni, noi o să ne oprim aici. Sper că v-a plăcut acest episod. În caz în care v-a plăcut, dați un like. În caz în care nu, oricând puteți să-i dați un dislike. Și noi ne vom revedea cât de curând cu un episod. O zi mai bună vă doresc. Bye, bye. Ciao, ciao.